Bine, v-am regăsit și la această ediție a temei zilei, o ediție aniversară, ca să spunem, doar sunt 69 de ani de când Radio Cluj a fost bebe, acum e matur. Și vă spuneam că invităm în ediția aceasta pe managerul de Radio Cluj, Bogdan Roșca, Până la ora 3 am aflat ce doriți dumneavoastră de la Radio Cluj. Dar acum încolo să ne spună Bogdan Roșu ce va fi, de fapt, la Radio Cluj în următorii ani. Bine ai revenit pe frecvență. Te salut, Doamne, bun găsită tuturor. Greu de răspuns la întrebarea asta. Ce de va fi? Treabă nu de manager. Da, nu știu. Hai să fim un pic mai specifici. Da. Mai întâi, dacă sunt speranțe la o creștere numărului de frecvență. Asta e important. Da și nu. Eu răspuns la care răspund... De da, un răspuns de avocat. De ce? Pentru că dacă ne uităm la frecvențele tradiționale, actuale, deci stilul de emisie herțiană, el este ușor depășit. Și în acest moment se discută de emisie digitală. Este acest sistem DAB și DAB+. Se pare că România va face un pas către această zona DAB+. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pe o anumită frecvență vei putea, vei putea face niște alegeri și noi vom fi... va fi o emisie de tip digital online, un hibrid. Nu intru în detalii tehnice, că sunt foarte complexe. Dacă acest sistem va fi implementat, atunci nu se va mai, mai pune problema negocierii, prinderii, dotării unor frecvențe, așa cum vorbim astăzi, cum sunt cele pe care ne aud acum ascultătorii noștri cred că pasul ăsta se va întâmpla mai repede decât credem noi, dar mai târziu decât speram cumva. Se discută de ani bune. Da, deci va trebui să facem pasul ăsta. Îți reamintesc că sunt țări foarte evoluate în Europa care au anunțat deja că închid stațiile FM. Deci vor trece la acest gen de emisie digitală și nu vor mai folosi FM-ul actual. Ce, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că aparatele de radio clasice nu vor mai avea ce să prindă, ci vor fi niște aparate speciale cu acest sistem DAB pentru a prinde undele. le Da, asta e problema, trebuie să se va schimba atât emisia cât și recepția. Evident, evident e o, alt, o altă sculă, un alt aparat prinde Dar frecvența. Dar prin, fi prins aceste emisiuni, bănuiesc și pe calculatoare sau pe telefonul ăla. Da, păi streamingul de internet, cum avem și noi acum pe site-ul Radio Cluj, nu are o legătură, este practic preluarea acestui uh, sumar sonor pe care l-a văzut de ascultător. nu noștri și transmisia lui pe internet. Aia e cu totul altceva. Da, nu, mă gândesc când se introduce sistemul ăsta DAB, dacă nu poate fi recepționat și cu programe speciale pe care... Probabil că, probabil că, oricum astăzi deja uh, playerele de radiouri din lume sunt foarte multe și ele strâng la un loc o grămadă de alte posturi de radio din toată lumea, care pot fi ascultate fără niciun fel de problemă. Dacă tu vrei astăzi să asculti un post de radio din Japonia, da, e absolut. foarte simplu să-l găsești pe internet și să-l asculti. Un ascultător din Anglia, domnul Stan, chiar asta ne spunea că ar fi o idee să emitem sistemul ăsta digital, sistem multi-channel, fiecare să poată auzi mm -hmm. pe o parte... A -am, prevenției... am ascultat da, și eu răspunsul. Da treaba asta e o chestiune de evoluția tehnicii, dar și de, de, niște decizii chiar de natură politică pe care trebuie să le ia România în genul, de în direcția aceasta. De digitalizare tot timpul, nu? Da, noi mai mult facem digitizare, adică noi în faza actuală facem dosare electronice cu șină, nu neapărat facem... Mai, cu digitale, nu, dar... nu, neapărat facem totul digital, dar, sigur, direcția asta va trebui, va luată o hotărâre la un moment dat, e ca atunci când te gândești acasă dacă mai îți cumperi un televizor cu tub în spate sau îți cumperi un ecran de asta LCD pe care atând pe perete. Ii trebuie să iei o hotărâre. Deci, va trebui luată această hotărâre la nivel politic și apoi, mai apoi, executiv ca noi să trecem, să facem acest pas. Unul dintre ascultătorii care a sunat la final spunea că ne dorește ca înainte de toate să mai existăm peste 10 ani. Ce șanse are Radio Public în anii ce vin? Eu cred că la nivel mondial există o nevoie de Radio Public și cred că organizațiile în care chiar și Radio România este parte, vorbesc aici de ABU și ABU, fac tot posibilul ca acest, acest public media, cum se numește, media publică, să existe. Sigur că presiunea este foarte mare din două direcții. Una este cea financiară, care întotdeauna a iscat uh, foarte multe discuții și, dacă vrei, dezbateri pe subiectul câți bani mănâncă media publică, bugetele instituțiilor de presă media publice sunt întotdeauna uh, discutate și, dacă vrei, așa tă, tăiate la, la firul ierbic, ce fac cu banii, unde se duc banii de, și așa mai departe. Și asta e și principala pârghie de presiune politică. Așa este, într-adevăr, și principala pârghie de presiune politică, dar până în acest moment politicienii și-au dat seama că media publică este o chestiune încă de neatins. Nu spun, spun încă de neatins pentru că avem exemple între în țări chiar lângă noi în care, uite, avem, avem, o media publică total controlată de, de un singur om. Și lucrul ăsta nu este deloc util nici ascultătorilor, nici meseriașilor din domeniu, dar este util altora. Nu cred că se va pune problema să nu mai existe media publică. Problema este în ce măsură va reuși să, să facă față media publică la schimbul de tehnologie cu banii pe care îi va primi. Și oricum, banii aceștia sunt întotdeauna cheltuiți pe resurse umane și pe aspecte tehnice. Este o sumă foarte mică pentru bugetul operațional. Asta se știe. Mare Hai Să parte... le spunem, grosul se duce pe plata stațiilor, care sunt tot ale statului, de fapt. Da, noi suntem un sertăraș așa intermediar între, între bugetul pe care îl primim de la Ministerul Finanțelor și plata acestor acelor Deci, Nu ar fi conținutul redacțional, ci emisia tehnică. De aceea, de aceea o bună parte din buget merge acolo, apoi este salarizarea și rămâne un buget operațional. Nu cred că, revenind la întrebarea ta, nu cred că media publică va dispărea, ci în continuare se va adapta și va găsi, va găsi soluții. Bun. Acum, altă întrebare, mă rog, altă temă abordată de ascultători a fost conținutul programelor. Și aici, asigur că au fost păreri diverse. Am reținut însă ce spuneau mai mulți dintre ei și ar dori emisiuni de popularizare a științei, ca să o traducem. Cât mai multe. Pentru tinerii care trăiesc da. într-o epocă a, te a tehnologiei și nu pricep. Mm. Uh, bun, uh, apropo de treaba asta, cred că noi ne facem foarte bine datoria în a invita personalități care vorbesc într-un domeniu științific și care sunt adevărați uh, adevărate exemple în domeniul lor, adică sunt oameni de meserie. Noi ne obișnim să invităm în programele noastre Bă, oameni care se pricep la toate. Avem un medic pe probleme medicale, un istoric pe probleme de istorie. Nu facem ceea ce fac televiziunea din păcate, care așează în scaunul invitaților aceiași oameni care vorbesc despre orice. Ok. Partea cu popularizarea științei, iarăși trebuie să vedem cum o facem. De ce? Dacă aș da un exemplu foarte bun din zona televiziunii, dacă ne uităm la Discovery Channel sau la National Geographic, acolo se face un fel de uh, pop science, adică... Chestiune de știință sunt atât de frumoase și de bine explicate, încât ele chiar fac deliciul publicului care urmărește aceste canale. De văzut dacă un astfel de format ar prinde și pe radio, dar e o idee bună de luat în, în calcul. Adică, dacă ne gândim că vom aduce, să zicem, în studio un profesor de fizică și el să ne explice principiile termodinamicii, ca și cum ar face la catedră, cu siguranță nu vom, nu vom atrage. Dar dacă vom ști să vorbim despre principiile termodinamicii într-o manieră atractivă pentru tineri, care vor rămâne cu o idee în cap, cred că atunci, da, e se greu poate să face. să astfel de oameni care se pricep la astfel de prezentări, din păcate. Uite, ți-aș da exemplul lui Dan Vodnar, de la ah, rubrica da, da. Gastronomie cu sare, sare și piper. Da care chiar prezintă foarte frumos spunem, conceptele, conceptele chimice și fizice care stau în spatele rețetelor de culinare. Da, cale, să A, da. <laughs> trebuie să-i trebuie să găsim, da. Altcineva spunea să sporim cantitatea de divertisment, să urmăm exemplu, posturilor private și am dubii serioase că putem face divertisment ca posturile private totuși. Ok. Uh, discuția, comparația între posturile publice și posturile private. Uh, posturile private nu își permit uh, cheltuieli pe zonele în care noi facem cheltuieli pentru a oferi publicului o paletă largă de emisiuni. Aș fi mai specific și m-aș uita, de exemplu, spre zona culturală. Câte posturi private culturale sunt în România? E zero. Câte posturi pri uh, private difuzează... Uh, Muzică clasică, teatru radiofonic, genuri de nișă, nu. Ei, de ce? Pentru că aceste, acest lucru costă, și venitul de pe urma vânzării acestor programe nu este cel care ar acoperi costurile. Vedeți, asta este rolul radioului public, cred. Tocmai în a pune la dispoziția publicului formate de emisiuni și idei din toate domeniile de activitate. Și pe care și nu le difuzează. Scrie și în legea 41. Nu trebuie să ne supărăm pe ei și nu vreau să facem din asta un, o discuție pro-media publică. Privații funcționează după principiile unui business. Facem un post de radio, investim o sumă de bani în aparatură, în licență, în emițătoare în resursa umană și până la urmă, după vreme, trebuie să facem un break-even, adică să mergem la zero cu cheltuiele și să facem profit. Dacă nu facem asta, nu văd de ce cineva investește într-o astfel de întreprindere. Ca să faci profit, atunci trebuie să ai foarte mare audiență ca să vinzi publicitatea. Audiența aia o obții cum o obții. Ei fac, de exemplu, emisiunii cu strigăte da. în această manieră. Dacă fac audiență și vând publicitate, nu putem să-i condamnăm. Un alt ascultător era pe cealaltă extremă, spunea că n-ar trebui să ne intereseze audiența pentru că noi suntem post public să umblăm doar după e, calitate. e asta, asta e, o, asta e iarăși o discuție care preocupă foarte mult mediile publice. Am fost la dezbate organizate de EBU în care se vorbea despre lucrul acesta. Păi, degeaba face un program foarte bun dacă el, dacă, dacă el nu este ascultat. Cred că nivelul de audiență a unui post public vine din credibilitatea sa. Dacă ne uităm la marile companii de media și de radio din lume, ele sunt foarte respectate tocmai pentru că se știe că acolo există verticalitate, corectitudine, adevăr, o gamă largă de produse din care poate să, pot alege, alege ascultătorii, și, și din asta rezidă puterea lor. Din, și o din, din Exact, din, 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 hmm. din chestiunea aceasta. Nu din mici emisiuni sau vârfuri de audiență obținute de un program anume. Sunt exemple foarte multe în, dacă te, te pasionează radioul, în care poți să vezi exact ce se întâmplă, și am să-ți dau uh, exemplul unui matinalist din Statele Unite pe care l-am uh, cunoscut și care. Lucra la un post de radio care avea cea mai mare audiență și care uh, își permitea, de exemplu, să-i spună lui Beyoncé că da, bine, vrei să vii la emisiunea mea, dar nu putem acum, te sunăm prin aprilie. Deci, omul era atât, uh, atât de căutat încât era incredibil. Stilul lui și întrebat, vremuri, întrebat care e secretul, secretul a fost, a, el a spus așa, încerc întotdeauna să fiu foarte sincer cu invitații mei. Vezi, asta e o valoare pe care noi o avem. O Chiar avea și se el. Unii. Chiar dacă se supără unii. Și atunci a venit și succesul pentru el. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un lucru, ca... În Statele Unite există o cultură a comunicării care la noi e mai deficitară. Acolo, de pildă, orice om politic se grebește să vină dacă îl inviți, la noi trebuie să-i rogi de parcă ți-ar face un favor că și facă reclamă online. E mare deosebire. Oamenii pe stradă, am văzut, răspund, intră, aici vrei să faci un vox, parcă ai înjura pe mulți, așa reacționează. Da, pentru că îți reamintesc că am trăit foarte mulți ani de cenzură. da, au trecut 30 uh, de ani. Da, au trecut 30 și ceva de ani, dar se pare că n-am scăpat de metehnele astea. Mm dacă vrei să iei părerea unui director de regională CFR, va trebui să sună la Ministerul Transporturilor. Da. Bine, asta și reglementările. Da, aceste, aceste, reglementări sunt făcute tocmai pentru că ne temem ca nu cumva directorul de la regională CFR Arge să fie mai simpatic și mai căutat de media decât șeful lui cel mare. Sau să scape ceea ce, bărugel. dovedește, da. ceea ce dovedește din nou un handicap al nostru în, în comunicare. Nu uita că până acum 30 de ani media era controlată de partid și aveai două ore de program seara la televiziune și ce ți se spunea acolo ăla era adevărul suprem. Vezi, în momentul în care nu știi să gestionezi un flux de comunicare într-o era hipercomunicării, în momentul acela cel mai simplu este să o, cel mai simplu lucru este să creezi o regulă prin care nu îi se permite nimănui să vorbească decât șefului. Da, interesant, asta a apărut după 2010, până atunci erau deschiși păi cu cu Da, erau... pentru că lucrurile s-au mai schimbat, și oamenii s-au mai schimbat, și uite, așa, da. Bun. Și atunci, peste 10 ani, vom exista, clar? Înțeleg? Eu sunt convins că vom exista, dar va trebui în continuare să ne reinventăm. Spunem și de dimineață, da. și reinventare și adaptabilitate. Spunem și dimineață când am vorbit cu Tibi Krishan că Ceea ce se întâmplă în radio este, dacă vrei, ceea ce se întâmplă și în societate. Evoluăm atât de rapid încât va trebui să ținem pasul. Vă reamintesc că radioul, în acest moment, include toate celelalte media. Avem streaming video live, îi salutăm pe cei care ne urmăresc acum Facebook Live, avem înregistrări video pe care le urcăm pe pagina de YouTube, avem site inclusiv de internet, asta. inclusiv asta. Uh -huh. Avem conturi pe rețele de social media importante în România, relevante în România. Deci, noi sunt, încercăm să facem... Cu proprie. Da, exact, ziceam de site. Noi încercăm să facem toate aceste lucruri. De ce? Pentru a arăta că ținem pasul cu ce se întâmplă în jurul nostru. Marea diferență față de ceea ce era în urmă cu... Am ascultat pe ascultătorii tăi de mai devreme și chiar mi-am luat niște notițe. Marea diferență față de ceea ce se întâmpla în urmă cu 30-40 de ani, este faptul că astăzi ascultătorii au posibilitatea de a alege. Dacă în urmă cu 35-40 de ani, singurele posturi pe care le puteau asculta era actualul radio România, actualități, și, și, și Radio Cluj. bun, Europa liberă nu, nu da. notăm ca un post, ca un post accesibil. Um, atunci, evident că avea o audiență de 700.000 de mii de ascultători pe zi, pentru că nu mai aveau ce să asculte. În clipa asta, trăim într-o era hipercomunicării, în care ai la îndemână foarte, foarte multe mesaje media. Mesaje media pe care, din păcate, nu știm să le descifrăm. Și atunci mi se face, nu milă, dar mi este cum să zic așa ciudă când văd persoane în vârstă care afirmă un adevăr pe principiul, domne, am văzut la televizor, clar e adevărat. Păi nu, tocmai pe asta se bazează, dacă vrei, ceea ce în prezent se numește alfabetizare media. Pe faptul că cei care consumă media trebuie să fie educați în a descifra mesajele și a-și da seama care mesaje sunt false, care doresc să-i să manipuleze și să-și folosească, ceea ce este foarte important, gândirea critică. Am ascultat gândirea, am ascultat ascultătorii tăi de mai devreme și cu tot regretul spun faptul că ei se simt bine în momentul în care se deschide microfonul și au acces la, la tine și la, da. la, la piața audio din Transilvania, dar din păcate o fac ca și când ar zice niște dedicații de muzică populară fără a expune o, o, o idee bazată pe niște argumente. Deci înseamnă... asta le spun de ani de zile că asta înseamnă gândire... cu argumente. Asta înseamnă gândire critică. Deci dacă cineva la radio îți spune fraților, afară este cald, ieșiți în tricou, e foarte frumos și tu te uiți pe geam și afară e frig și plouă, nu poți să zici bă, dacă a zis la radio înseamnă că e adevărat, e cal și așa. Gândirea ta critică vine în conflict cu ceea ce vezi pe bune și cu ceea ce îți spune omul ăla. Și atunci intri în direct și îi spui, domnule, nu știu de unde vă luați datele, dar uitați-vă pe geam că afară e fric și plouă. Și brusc ai o dezbatere pe o temă, dar pe domnilor, o idee. Te uiți pe geam ca să poți să suni. Exact. Eu militez foarte mult pentru ideea asta de educație, de educație media. Și chiar îmi doresc ca Ascultătorii noștri să fie oameni foarte înțelepți și care să nu cadă în plasa manipulărilor care se întâmplă foarte mult Ca în nu acest moment. Radio nu, nu pe, pe radio, într-adevăr, online-ul este un mediu în care se întâmplă asta pentru că este slab și aproape deloc reglementat, apoi televiziunile care își păstrează licențele în ciuda a ceea ce afișează pe ecran, dar noi astăzi vorbim despre Radio Cluj. Da. Un lucru e clar, s-a produs un alt tip de fractură între generații. Generația nouă se autodezinformează de pe internet, cei bătrâni se autodezinformează de pe televiziuni. Cam asta Da. Se în în uh, literatura de specialitate, acest, uh, această bubble se numește, bulă, uh -huh. este trecută în dreptul uh, fake news-ului. Ce se întâmplă? Oamenii care rămân în bula lor de comunicare și ascultă doar știrile care le convin, se rup și își nu au argumente, și se creează un conflict între cei care vin din exteriorul bulei și care au expun o altă idee. Din păcate s-au format foarte multe bule de acest gen. De ce? Pentru că oamenii nu-și dau seama că sunt într-o bulă. Dacă sunt la o masă cu 50 de oameni care toți spun, luând exemplul de mai devreme, că afară e cal și soare, toată lumea că, băi, ăștia 50 prieteni, mi zic că afară e cal și soare. Vin ceilalți de afară zic, bă, nu că e frig și plouă, în momentul acela intră într-un conflict, nu-și ascultă unii altora, altora argumentele și apare această separare, această fragmentare foarte dură și foarte periculoasă a, a societății. Dar să argumentezi, trebuie să o educație în primul rând, în sensul ăsta, să educație, întâi de toată, o educație critică și după aceasta și informezi. După aceea să analizezi, să sintetizezi, eu să cred exprimi, că nu e chiar simplu. Eu, eu sunt foarte optimist și cred că uh, va veni momentul în care oamenii își vor da seama că cel mai minunat organ din corpul lor, și anume creierul, este, o, este un organ care trebuie folosit și care te poate ajuta să iei decizii singuri și să pui întrebări, să pui întrebări care poate nu sunt relevante, dar dacă începi să pui întrebări, despre interesul celui care îți vorbește, de ce îți vorbește, de ce acum, de ce o faci așa, de, deci ne ducem în zona asta de educație media, în clipa, în clipa respectivă vom fi oarecum salvați. Până când noi vom accepta aceste mesaje care vin spre noi ca pe niște adevăruri supreme, vom avea oarecum o problemă. Dar asta ține dacă vrei mai mult de teoria actuală a comunicării și a, și a media. Întorcându-ne la radio, eu sper sincer că vom reuși să, să întinerim publicul. Sper sincer că oamenii ne vor descoperi și vor avea șansa să ne descopere că facem lucruri care sunt pe agenda lor de interes, ca și subiecte, că muzica este cea pe care și-o și pentru care primesc emoțiile, de, emoțiile constructive și, de ce nu, cele care le aduc aminte de anumite perioade ale vieții. Cred că încercăm să facem lucrul ăsta în fiecare moment. Ne adaptăm, suntem acolo unde sunt și ei, pentru că, așa cum îți ziceam, revenind la chestiunea cu ascultătorii de acum câțiva zeci de ani, astăzi e foarte greșit să stai într-o instituție de media cum suntem noi și să aștepți ca ascultătorul să vină la tine. E foarte greșit. Atunci ne ducem noi spre unde e ascultătorul ăsta? E pe internet? Bun, suntem și noi acolo. Unde e ascultătorul ăsta, vrea, vrea un demand, ok, primește un demand, un podcast. Am lansat de curând un, un podcast de psihologie care are peste aproape 400 de, 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 de play-uri în Bariu, 4 România episoade. Nu sunt multe nu sunt atât de multe în acest moment, pe, pentru cât ar trebui să fie. Adică, deci, vezi, noi, noi încercăm, chiar încercăm să mergem în, în zona asta către ascultători, acolo unde sunt ei. Sper să nu-i dezamăgim, sper să fim, să fim în continuare un companion și un prieten de încredere care nu le spune prostii. Asta e ideea, așa simpli Mai... nu insistăm pe a-i distra cu orice preț. Asta trebuie să rețin. Mai eu vreau să... Mi-ar mi plăcea ca oamenii să se simtă să distrați și bine, timp, și, bine da, și bine alături, de, alături de noi. Da. Nu, nu, nu da. cădem, nu cădem în, în într-o chestie așa foarte, hai să zicem, puierilă și... Da. Lipsită, de, de, place lipsită de educație. În, da, noi nu da. facem asta. Totuși. La final, știu că da. vrei să închei, dar îți iau o emisiune, așa un pic, da, da, da. în două minute. Vreau să le transmită uh, multă sănătate și toate gândurile noastre bune uh, foștilor noștri colegi care de la care am furat multă meserie Cu certitudine. și cărora le datorăm, dacă vrei, uh, prezentul nostru radiofonic. Vreau să încurajez pe colegii noștri care acum sunt în uh, Radio Cluj, în cele două redacții, Limba Română și Limba Maghiară, programul pentru minorități, colegilor de la Sighet și de la Antena Sibiului să le spun că fac o meserie extraordinară și că fac un lucru extraordinar. Fac parte dintr-o echipă, o echipă care, într-adevăr, ca o familie, uneori mai apar și discuții, dar totul este ca noi să mergem înainte. Să ne reinventăm, să fim adaptabili și să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu ne putem închide în această minunată clădire de pe strada Donat, de la numărul 160, și să mergem orbește înainte. Trebuie să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, să vedem ce așteptări au ascultătorii, ce obiceiuri de ascultare au, și cred că reușim să facem treaba asta. Și le mulțumesc tuturor pentru efortul de a, de a fi prezenți în fiecare zi în casele oamenilor cu ceea ce realizează, cu reportaje, știri, emisiuni, muzică, tot ce se întâmplă pe frecvențele noastre și să încurajez. Trebuie să fim optimiști pentru că altă cale nu avem. Noi, în acest moment, nu mai putem merge decât înainte. Clar. Orice referire la la un trecut glorios, ar trebui să ne ducă cu gândul la cum putem valorifica experiența noastră și colecția noastră extraordinară din fonotecă. Să aducem în față voci care sunt valori, care la un moment dat au avut ceva de zis și care vor avea în continuare ceva de zis peste timp. Dar, pe de altă parte, ne revine și datoria să descoperim vocile actuale, care sunt valori în acest moment și care vor rămâne cumva după noi. Nu trebuie să uităm că și în anii 90 s-a reinventat Radio Cluj, nu era o emisiune din anii 80 sau 70, multe de succes. Deci tot timpul s-a reinventat postul. Tot, tot timpul. Dar uite și faptul că noi acum stăm la. Eu stau la pupitru, tu stai lângă mine calculatoarele sunt în dreapta mea înainte ți-aduce aminte da, ocram, un aici, lucram analogic cu benzi, vezi, da. nu, cum să zic viața cumva te împinge în zona respectivă, te duce în zona aceea nu poți să te opui și atunci cel mai bine este să te uiți care e calea ta și să o iei pe acea cale hotărât da, dar trebuie chiar dacă base, ceață. Ești din zona e confort. asta dacă cu, asta cu siguranță acolo... A, asta cu siguranță și sunt convins și știu și simt asta, toți colegii mei fac, fac lucrul ăsta Perfect. Mulțumesc tare mult. Eu îți mulțumesc și sper că nu i-am plictisit pe ascultători. Nu cred. Și că am reușit să-i facem așa, să fie cumva alături de noi. A, mulțumesc tuturor celor care au transmis mesaje de la mulți ani. Sunt foarte multe și mă bucur pentru ele pe pagina noastră de Facebook și pe contul de Instagram. Ați auzit și astăzi în program, după ID-ul nostru de post, veți auzi un mesaj al profesorului Daniel David. Mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi și că ne sprijiniți, ne dă curaj treaba asta, sincer. Adică, când vezi atâția oameni că vin și îți spun la mulți ani și vor îți și spun argumentat la și mulți spun ani. asta argumentat, adică ne mulțumesc pentru ceva sau ne susțin pentru ceva, chiar cred că eu. Foarte bun moment pentru noi să ne reamintim că uite, suntem importanți pentru societate, suntem importanți pentru Cluj, pentru Transilvania. Hai să facem în continuare să servim lucrurile astea. Contează foarte mult e ca motivația unui sportiv. Dacă el niciodată nu are un feedback pentru ceea ce face, atunci la un moment dat poate că lasă ritmul mai încet. În da schimb, dacă aici este încurajat, cred că contează foarte mult pentru sport. noi poți să ajungi, des, mă rog, nu ușor, dar poți să ajungi în frunte, dar dacă nu trași tari, rapid ai căzut. Corect, concurența concurența da. e acerbă. Mulțumesc, da Mulțumesc, managerul postului de Radio Cluj, Bogdan Roșca, a fost, eu sunt Dan Horea, mâine la ora 14 ne reauzim pentru discuțiile telefonice în direct și de la ora 15 pentru o nouă ediție a temei zilei. Dar ascultați-ne și până atunci, chiar merită. Radio Cluj ascultă Transilvania.